Parohia românească Sfânta Muceniță Agata din localitatea Veneția Mestre, Italia, a împlinit recent un an de la înființare. Cu acest prilej, comunitatea a primit vizita Preasfințitului Părinte Atanasie de Bogdania, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Localitatea Veneția Mestre s-a aflat în sărbătoare. Zilele acestea, parohia Sfânta Muceniță Agata a împlinit un an de la înființare. Comunitatea de aici s-a bucurat de binecuvântarea Preasfințitului Părinte Atanasie de Bogdania, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Preasfinția sa a săvârșit sâmbătă slujba vecerniei. Răspunsurile la strană au fost date de corala Armonia, care a susținut și un concert de muzică religioasă și cântece patriotice. A fost o zi cu har și zi de bucurie. Iată s-a înființat o nouă parohie care, am putea spune, preia ștafeta duhovnicească. A fost o zi cu marcătură duhovnicească deosebită și mulțumim atât celor care au participat la această slujire și la aceste manifestări. Prima parohie din orașul venețian Mestre a fost înființată în urmă cu 17 ani, fiind pusă sub ocrotirea Sfintei Mucenițe Lucia.